Astăzi veți afla ce probleme de sănătate are Hani, cât de grave sunt și cum pot fi rezolvate. Topicul vlogului este mereu ales din întrebările pe care le lăsați ori pe Instagram, ori în secțiunea de comentarii pe YouTube, așa că nu te sfii să lași un comentariu. Hello, hello guys, eu sunt Antonio Pican, el este hănuțul meu cel mai frumosul. Și astăzi nu am o veste așa de bună să vă dau. O să fie o veste fix ca vremea de afară, pentru că plouă, fix ca vocea mea care este extrem de răgușită. Nu este un vlog cu un vibe așa de strălucit, însă este un vlog cu o veste foarte, foarte importantă pe care voi, urmăritorii noștri, trebuie să o aflați neapărat. Acum 2 săptămâni lui Hani se tot zbătea un ochișor și m-am speriat un pic. Bine, am zis, băi, nu e așa o mare, mare problemă. Și am fost la veterinar să mă asigur eu că e totul bine, că ochișorul lui e bine, că a fost bine, i-a dat câteva picături, dar într-un control de rutină pe care am fost foarte, foarte fericit că l-am făcut la momentul potrivit, s-a descoperit că Hani are o problemă din naștere, în urma căreia s-ar putea, în proporție de 90% pe viitor, să creeze o tumoră. Cu toții știm că tumorile sunt extrem de periculoase, pot fi și acelea eliminate, dar dacă nu sunt eliminate la timp, îți poți pierde animăluțul și poți muri chiar și tu ca om. Așa că astăzi am venit să-i facem lui Hănuțu o ecografie, să vedem exact și unde este locul unde va trebui să fie operat. Și am spus să vă iau cu mine pentru că știu că îl iubiți foarte, foarte mult și țineți la el și eu îl iubesc și mi-a dat viața pentru el. De aceea sunt și extrem de fericit, pentru că gândiți-vă că puteam să nu mă duc cu el la veterinar, să nu aflu de această problemă, să treacă un an, 2, 3, I don't know, și după să-mi dau seama că Hani are o tumoră și după să fiu 50, că trăiește 50, că nu o să mai fie printre noi și... Deci m-a cutremurat vestea asta, eu te zic să duc la mine. Noi oricum suntem în mare, mare întârziere, Hani e nerăbdător să ajungă, cred că, la ecografie. Îl luăm pe Hănuțu și mergem la veterinar, haideți cu mine. Hani tocmai ce-a văzut un cățel și e, mare, să uită după el în continuu, frate, deci... El e foarte, foarte agitat când vede căței. Se și împrietenește ușor cu ei, dar e și foarte agitat. Bine, e agitat acum și pentru că aici e un spital de căței, ca și cum nu e, e o clinică, nu e pur și simplu un doctor veterinar. E o mare, mare clinică și vin foarte mulți pacienți. Și acum ne pregătim să intrăm la ecografie cu el. Hani, în momentul de față, tremură, are mari, mari emoții. Chiar acum intrăm la ecografie. Doamne ajută să fie bine, oricum îl facem bine, îl facem sănătos, voios, să trăiască până la 20 de ani să fie alături de mine. Hani va trebui să fie tuns pe burtică, pentru că doar așa se face ecografia, am aflat acum. Asta e Hănuțule, îți crește părul, îți crește și coada asta albastră. Sare mereu în brațele mele, n-ai văzut așa ceva. E un pic frică, dar hai mă, că nu se întâmplă nimic. Da? Da, 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 dar el oricum e obișnuit să stea așa. Așa, ține-l tu la da. Da, eventual așa. 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 Uite, iubire, Hani. Stai, Hani. Așa, băiate. Gata, ia uite ce bombe, tare, nu? Că tot ești tu albastru pe coadă. Dar stai puțin că s-a pus un gel, gata tot. Gata iubirea mea. Gata iubirea mea, gata că nu sunt unde. Gata, nu, 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 nu. Tati, 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 tati. Doamne, deci nu vine să cred din ce agitat era la început, cât de mult s-a liniștit. Deci stă în brațele mele, nici nu mai țin. El oricum e obișnuit să stea așa, dar nu e în mediul lui acasă, aici unde zeci de căței în fiecare zi și nu vreau să mă gândesc, nu se simte chiar așa de confortabil. Sunt multe mirosuri și pe el îi aderează la început, dar acum e cu mine. De cum merge și cum merge să se tunde și la veterinar, trebuie tot de cum merge. Am descoperit problema și este în locul cel mai favorabil. Hani o să scape foarte, foarte ușor de această problemă și va fi bine. Iar acum facem niște verificări suplimentare, pentru că de la ultima experiență în care am aflat că Hani are această problemă, de fiecare dată când o să ajung la veterinar de acum încolo, o să facem și niște verificări suplimentare, să fiu eu sigur, să fiu eu un păcat sufletește că Hani este bine. Până acum am descoperit că este complet sănătos, că are toate organele la locul lui, deci Hani este un cățel complet sănătos. Gata, guys! Tocmai acum plecăm de la clinică cu Hănuțu. Sunt extrem, extrem de fericit, pentru că avem cel mai favorabil scenariu.
am mai descoperit o mică chestie, care sunt niște mici începuturi de pietricele la rinichi, însă vom scăpa de ele, le vom elimina fix de la începutul începuturilor, tocmai ca să evităm riscul de a păți ceva pe viitor, pentru că nu-mi doresc să facă pietre la rinichi. Și cam atât, în rest el este complet, complet sănătos. După ce o să rezolvăm problemele astea, o să pot să stau liniștit cu cățelușul. O să-i facem și un detartraj la dințișori. Îl facem, știți cum îl facem? Îl facem ca nou. Nu-i așa, tati? Tocmai ce am ajuns acasă, unde o să-l lăsăm pe Hani și noi o să ne continuăm ziua. O să mă duc să mănânc ceva, pentru că nu am mâncat nimic toată ziua și din câte știți m-am apucat serios de sală și stomacul meu acum a luat o razna. Așa că... Ce, tati? Ce? Hani cred că îmi spune că vrea să vadă foarte, foarte multe comentarii de susținere acolo, dar mai mult pentru mine, pentru că am o grămadă de emoții, sincer, deși toată lumea de la clinică, de la doctor până la chirurgi, toată lumea mi-a spus, e în regulă, totul este bine, nu sunt riscuri, eu tot tremur, mai ales pentru faptul că mi-au spus că trebuie să-l las pe Hani de la ora 9 dimineața până la 5-6 seara și eu nu prea pot să stau fără el. Singurul loc în care pot să stau fără el este casa lui fratele meu, că n-ai fratele meu și am încredere în el. Și în doctor am încredere, da? Nu știu, când știu că o să treacă prin ceva așa de complicat, parcă mă doare un pic sufletul și n-ați văzut și astăzi că în momentul în care îl pupam și stăteam lângă el și îl mângâiam, s-a calmat, pur și simplu, deci îl iubesc, e cățelul perfect, fraților, e cățelul perfect. Nu face în casă, e cu minte, toată lumea îl laudă, e cel mai frumos, nu tati? Și pentru că așa a vrut, Doamne, să avem pe hănuțul lângă noi cât mai mult timp și am descoperit la timp micuțele probleme pe care Hani le are, o să le rezolvăm cât mai repede cu putință și după care o să ne bucurăm de Hani și o să facem și vloguri fericite alături de Hani. Bine, și asta e un vlog fericit, nu trebuie să fie un vlog trist, nu trebuie să-l catalogească pe un vlog trist și acesta este un vlog fericit, însă vor urma niște challenge-uri nebune rău de tot cu Hani. Stați geana aici pe YouTube pentru că nu sunteți gata. Cam atât și pe astăzi, vă promit că Hani este pe mâini bune. Dacă vreți să fiți la curent cu tot ce se întâmplă, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și să dați un subscribe și aici pe YouTube. Nu uitați să apăsați pe butonajul de like la acest clip și să lăsați un comentariu în secțiunea de mai jos. Eu am fost Antonio Pican și până data viitoare, v-am pupat, pa, pa! Nu foarte multă lume reușește să ajungă până la finalul clipului, așa că am o surpriză pentru tine. Astăzi, 20 aprilie 2022, la ora 8:30, mă voi reapuca de live-urile pe YouTube într-un concept nou și super, super tare alături de pianistul. Vom cânta, ne vom distra și ne vom simți bine, așa că vă aștept alături de mine la ora 8:30 pe live.